Salutare, dragi prieteni, sunt aici în fața la RAR, sau mai bine zis în spatele la RAR. Mi-a fost suspendat certificatul de înmatriculare al mașinii și fac videoclipul acesta pentru a vă atenționa pe toți cei ce fac Uber și Bolt. În mod normal, cum se face inspecția tehnică periodică, valabilitatea este de un an de zile, dar dacă faci Uber și Bolt, valabilitatea scade la 6 luni. Eu am uitat lucrul acesta, am știut, dar am uitat și când m-a oprit poliția în trafic, m-a întrebat dacă am, i-am dat toate actele și mi-a spus că am ITP-ul expirat. Am spus că n-are cum, că-i pun an. Și mi-a arătat pe aparat că expirat, mi-a explicat că expiră la 6 luni și de aceea fac videoclipul acesta pentru toți șoferii de Uber și Bolt, pentru că o trecere prin RAR costă cât 3 ITP-uri, deci costă, am aici, 413 lei. Asta ținând cont că mașina e din 2015, deci nu mă aștept să aibă defecțiuni, deci mă aștept să treacă rarul cu brio, cine știe, poate o să aibă ceva minor, dar mă aștept să nu aibă nimic, pentru că nu bate, nu troncăne, e din 2015, dar oricum, taxa de 415 lei e destul de mare și este de dorit a fi evitată. Acum m-am instalat o aplicație pe telefon care o să mă anunțe când îmi expiră ITP-ul, asigurarea și mai include ceva acolo. Am stat mai toată ziua la coada aici, deci e ceasul 17:37, sunt de pe la 13 și ceva, deci peste 4 ore, aproape 5 ore am de când stau aici. Și nu mi-am făcut programare, nu știu dacă mi-aș fi făcut programare, dacă aș fi stat mai puțin sau nu. Și cam asta e situația cu RAR-ul. Atenție mare, șoferi de Bolt, instalați-vă ceva aplicație să vă amintească, să vă reamintească dacă sunteți uituci ca mine, ca să nu stați mult pe la RAR. Dumnezeu să o binecuvinteze.